Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod aici de GTA 4. Bun, am lăsat un pic jocul în bară să văd dacă a început filmarea. Văd că a început. Bă, dar parcă s-au decamuncit jocul. Ia să-l dau un pic mai tare. Audio. Așa. S-au decamuncit totuși. Bă, ce pot spune? Vreo două zile n-am filmat, să-mi fie rușine. Iertați-mi activitatea, dar mai are omul treabă uneori. Bun, ia-s, ce misiune avem prin zonă? Ia să vedem. Aici, în partea asta n-avem decât aici. Doar aici. Mi se pare că suntem la finalul celui de-al treilea capitol. Mașină parcată pe aici, minicare. Hai să luăm mașină de acolo. Hai, du-te. Ia-mi pe care să o luăm. Hai să luăm taxiul. Dacă dau pe ei, nu chem taxiul așa? Nu? Fă că nu. Nu știu, era cumva o se... Aoleu, mai e muzica asta. Stați un pic, că e muzica aia pe fundal și mi-au copyright. Ia să dezactivăm muzica și gata. Bun. Și doar pe aici mă poate duce să înțeleg. Hai să vedem. Cum se cheamă? Pe înspre ăsta de aici. Și sunt trei. Port Tudor? Hai să vedem așa. Stați că mai așa cumva era. Nu. Uite și safe house-urile astea. Ba da, mă poate ucide la misiune. Bun, așa. Hai că bine, ne ucide la misiune taxiul. Turn to skip, așa. Bun, nu stăm să ne uităm la asta pe unde ne duce. Ieftin taxiul, 2 dolari și ne-am dus în cealaltă parte a orașului frumos. Ce pot spune, astăzi este 8 martie când filmez, așa că... urez un căldur, 39 de dolari, du-te bă de aici, ăsta e jaf curat. Hai, pleacă de acolo, ți-am dat niște gloanțe ca și cadou. Ce vreau să zic, azi e 8 martie, ziua femeilor, deci un la mulți ani călduros tuturor persoanelor purtătoare de vagini și mamere, ca să vorbesc în termeni biologici, nu stăm să ne uităm la... cinematicuri. Go to... ăsta e pe scaun din dreapta, bun. Portul Tudor. Bun, hai da pe aici. Ce mașină ca lumea asta. O fi mult de mers până acolo? Nu. Ce mișto e cu taxiul. N-am încercat deloc până acum. Și fixa din ea ori ziceam, bă, cum naiba se manevrează taxiul. Stai că se circulă pe partea dreaptă. Așa. Și eu vreau să trec din nou prin porțile alea. Bun, hai să mergem la misiune. Cred că, nu știu câte misiuni vor mai da ăștia și închei capitolul ăsta. Și am văzut că la capitolul 4 mai sunt câteva și, bă, la jocul. Ar trebui să încheiem și noi. Am încheiat Brothers in Arms parcă sâmbătă, că am făcut live-ul ăla să scap de el. Mai avem Call of Duty, eu determinat, Mafia 2 și ăsta. Oricum, seria asta o am de prin octombrie, deci are aproape 6 luni. Cam era cazul să o închei, zic și eu. Ok, undeva pe aici, bagă-te. Eu trebuie să-mi crezi că trebuie să o iau prin garajele astea. Și-o luat strada asta. Cred că e rost de împușc, să ne împușcăm ceva. Bun. Fabrică de bere, ce trebuie să fie asta? Poate s-a oprit înregistrarea pe parcurs, ok. Deci trebuie să-l găsim pe un fraier. Aș putea să mă sui pun... nică-i și strip club în partea aia. Ăsta văd că a plecat.
Ia să elimin pe ăștia, că sigur au arme. Boschetari ăștia. Nu, n-au arme. A, n-are niciun arme. Ba, da, uite, mai încolo. Opa. Ia, ia, ia. Hai că avem ancheu și... Luați de aici. Sper să muriți în chinuri. N-ați murit. De unde tras. Ieși, mă, din cover. Opa. Unde mai sunt ăștia? Mi-am cam ieșit din mână la jocul ăsta, sincer. E, sunt în cercui, nu mă încercuiți voi pe mine așa ușor. Bine că măcar m-am pregătit și mi-am luat armura din timp. Iată acolo mașini de lux. Știi ceva? Ar fi păcat să o bubuim. Stai că mai o mașină, hai să o bubuim și pe aia. Așa. Poate luăm foc acum. Să fiu atent să nu calc niun foc, să nu mă ard. Și nu în cur, cum ar zice un prieten al meu. Bun, și acum pe unde naiba intru? Aha, pe aici ușa. Ată sânge în mașină acolo. Apropo, am fost în drum spre școală. Ne băi, clădirea asta, vă ce mare capul ei. Ce vreau să zic, când mergeam drum spre școală, nu știu, e un segment de două sate acolo mereu. Ba se bușește autobuzul, ba se strică, ba mai face un accident ceva. Bă, ieri dimineață fiind luni, ghiciți ce văd acolo. O mașină de poliție cu sirene pornite și un Volkswagen ars tot. Deci nu știu ce naiba s-a întâmplat acolo, dar a fost nasol. Nici nu am căutat pe net să văd cum e. Dacă nu uit, vă informez în episodul următor. Sau dacă știți ceva, că au luat foc o mașină, ia Lomița, lăsați un comentariu dacă ați auzit cumva. Sau că sunteți de prin zonă. Niciunul pe aici? Mă, ce naiba o fi pe aici? Ciudată clădire. Chiar foarte ciudată. Parcă știu zona asta. Erau niște clipuri gen parcă GTA Stories sau ceva de genul. De la un clip Vucto parcă sau nu știu. Se chema canalul ăla. Și aveau niște montaje cu GTA. De undeva pe aici se războiau și stai că m-am întors de unde am plecat. Înseamnă că ăsta o sta pe undeva la un geam. Nici nu știu pe unde să-l caut. Ok, doar ușa aia era. O fi la unul din geamurile astea, cine știe. Aici, nu? Să fie oare acolo? Nu. Ok, văd că am găsit niște texturi buguite. Trebuie să intru cumva în clădirea asta. E o ușă pe undeva și nu o văd eu. Hai că iau pe toată așa în ocol. N-am ce face oricum. Mă joc cu timpul de filmare. Ne, tot pe acolo, dar cred că am ratat eu ceva. Nu așa? Nici așa? Stai mă, cine bă trebuie să fac să mă... Ăla o fi pe la un geam și trebuie să mă uit după el? E posibil și asta. Înseamnă că pe aici o trebuie să merg? Stai să încerc pe aici. Poate mi-o scăpa mie ceva. Mai știi? Vreo intrare pe sub pământ, nu știu.
Nu, ia să mă mai duc o dată pe acolo. Bun, nu reușesc să găsesc o ambărtă de intrare. Mi-am și stricat 3 gloanțe de AVP. Nu AVP era ăla, dar tot era un sniper. Să intru pe un geam, n-ar merge. Domnule, putea să sparg scândurile astea? Da, nu cred. Nu, n-am cum. Tot pe aici trebuie să merg. Ah, erau niște scări pe aici, nu le-am văzut. Bă, da, deci te mai sunt să dea dracu. Unde trage? De unde trage? Da, mă, de unde? Time to fuck you. Sau ce timp? Perfect, po compus, o dăm pe română. We fucking got you now. Yo, beauty bear. I got you now. Taci din gură tu. Shut the fuck up, bitch. Oh. Are pușca automată. Dăm cu aceea M4-ul. Stai că mai era unul cu armă. Hai mă, ieși de acolo. Unde trage? Aha. Mi-am stricat deja jumătate din armură, nu-i prea bine. Hai mă, ieși din cover. Unde trage ăsta? Da, am umplut de gloanțe. Aha, uite armură. O ducem bine acum. Stai că... Stai că n-am murit. Hai, get up. Cine băia asta roz? Dildo? Aolea, ce-am căzut pe acolo? Sper să nu scape ăla. Shut up. Urcă-te mă înapoi pe scară. Căzut prin textură, ce-ai? Nu, cred că am murit. Nu, n-am murit ăla încă. Așa, să mai folosesc și deagle-ul ăsta totuși să scap de el. Ce văd că nu mai e nimeni, le dăm cu o shotgun-ul. Fuck you! Even if you take me out, I'm gonna take the message and the message. Jimmy P. Fucking Fennett! O să-l ipăceam de bunul ăla. Ok, o sări pe geam. Du-te! Hop! Dă-l pe ăla.
Caz de acolo. Bun, și-o spar capul. Bun, bun, de naiba, s-a dus ăsta. Ok, să înțeleg că pe undeva pe sus e, dar de unde trage? Fuiera. Hai, du-te, Nico. Tu cazi de acolo. Te dau cu pistolul. Ce zâmbește pentru cameră? Ia cazi de pe clădire tu. A, uite o scară, hai, F. M-am chinuit o dată pe un live că nu știam pe ce trebuie să mor pe scară și trebuie să dau pe F. Bun. Hai că am ajuns la fraier, vine și un elicopter după noi. Mișto, că martești cu ticălul. Și acum trebuie să trag după ăla, nu? Ca și tu. Stai că ăla cred că a căzut prin clădire. Nene, băi. Ceva. Screw you. Poc. Și undeva pe acolo a căzut și ăla. Mă mir că nu s-a dărâmat clădirea cu noi acolo. Ce pot spune? Încă o misiune făcută. Not bad. Not bad. Mai băgăm una? Hai că mai băgăm. Facem episoade mai lungi de GTA 4, dar știu că vă place. Așa, nu se vedea tot telefonul, mi-era că mi s-a buguit mie ceva. Bun. Aoleu, câte misiuni mi-au dat ăștia. A, una aici, una aici. Hai, tot la asta s-o facem. Stai, mă. Tăi la Amination să mergem. Ok, cum naiba ne dăm jos de aici? O întrebare bună. Să sărim n-are rost. Păi, ai zice așa. Un salt frumos de aici. Hop! Nu! Am murit, așa-i? Da. Sunt un geniu. Bravo, Nicușoare. Da, ne-am aruncat ca idioți de pe clădire, dar nu-i bai. Sper să ne dea undeva la un spital de... Bun, mi-au luat din bani. Cred că mi-au luat și din arme, posibil. Hai să vedem pe unde e ammunition-ul. Hai că e aproape. Ne-a dat și ochelarii jos. Ar trebui să schimbă ăstuia garderoba, deci nu mai știu ce să-i pun. Bă, da, frizerii și din astea nu găsești prin GTA 4. Că la uite, nu-l făceam eu pletos și cu barbă. Să-ți creadă ăștia că e musulman. Ok. Hai să nu repede niște gloanțe, mai degrabă o armură mi-ar trebui mie. Aici e intrarea, hai că aici. Alright. Armor. Grenă, nu, între grenă. Nu. Iarăși homosexual, cred că ne-a mai dat o misiune la el. Da, ne-a dat. Stai, 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 câte avem? 5, 6, 7, 8. Maxim. M4 full. Hai să mai luăm SMG. Full și ăsta. Pistol nu-mi iau. Bâtă? Ne, păstrez cuțitul. Kalashnikov nu.
shotgun. Bun. Sniper. Și cred că astea ar fi. Să-mi iau bâtă în loc de cuțit. Ne. Mai fain cu cuțitul. Spuneam, oh, 385.000 de dolari și am început ca un amărât poveste aici. Bun, o să fie un episod cam lung, dar niciun bai. Hai tu la asta că e aproape. De asasin, da, nu de asasinez pe nimeni, n-am eu chefte din astea. Ia mă, nici eu cât am făcut totuși. Nu aici, stați. Doar atât? Ba, ar fi mai mult. Asta înseamnă că ar mai fi multe misiuni, dar m-am uitat la misiunile pe care le-am făcut, cum se chemau. Și sunt la sfârșitul capitolului și următorul capitol e foarte scurt. Acum cine știe, ori fi mai importante alea, mi-au dat mai mult pe ele sau, na, misiuni secundare de făcut, gen cum e aia cu asasinii, nici nu știu. Habar n-am. Care o fi faza? Aia de... Aia chiar e că pot să... că nu mi-au wanted așa. Bun, ce misiune ne dă nouă aici? A, ce dorim era de sistemul ăsta e condus din GTA 4. Bun, hai că mi-era că stric mașina, o pușesc. Așa. Bun, ia mă, ce misiune ne dă nouă aici? Hop. Ok, I'll see you later. Yeah, okay. Take care now. Hai că n-am chef să văd astea. We're heading back up to that old house off Beaverhead Avenue in West Dyke. Take Bell to Old Mansion in... Așa. Ia mai mult de mers. Hai de cap. Da, cu taxiul lui putea lua, nici nu știu. Dacă găsesc cu taxiul, merg cu el. Da, ajung repede cu mașina totuși. Hai, deschid de la aici. Ok. Hopefully any attention it was getting would be noticed. Frankie's one guy, he can disappear real easy if the feds show. Plus, he's a smart kid. He's related to my ex-wife, and she was smart enough to rule my life. Taxi. Let him alone, part taxi, idiot. Was it? Ah, I'm going to be more than rather. My ex-wife and I are in a video clip of 40 minutes. Ask him about it. Interesting taxi here. As long as we don't push that block over there. Suspicious gardeners talking into earpieces. Okay, if none of that's going on, then we're okay. Yeah, you fucking laugh. Laugh all you want. Mai mult. Jumate deja. Hai că ajungem acum. Hai da, urcă. Urcă și tâmpul ăsta. Dă-te mă la o parte. Parcă pe aici erau polițiști, gen... Asta e biserică? Gen, nu știu, aveau pălării din aia exact ca polițiștii români. Nu prin zona asta era? Nici nu mai știu. Stai mă, pe aici trebuie să merg? Se pare că da, și a fost cineva pe aici. Shut up. Mamă, ce țipă ăștia. Mă, cât terapez pe pământul ăsta. Mă, cine aia bai casa asta, frate? Da, fix în mașina aia distrusă am reușit să intru. Trebuie să-l dilez pe ăsta să înțeleg. Hai, mă. Am luat wanted și ce s-a făcut. We can't let those feds run the boss off the road. Get them. Hai că ieșim acum din zona wanted. You don't know this, the 50 feds watching these cars. I thought Phil was just paranoid. Stai că merg așa suculesc. Give me a break, man. I got a lot on my mind, you know? I didn't have much time to scope this out. Poliția. My mom's kinda sick. Groza. I've been looking after her. And my sister, I've been putting her through college. Shut up! Ah, mă, când n-ai bă mă chiunii să-ntorc aici? I'm sorry, man. It's just, I only got married the other day.
God, I love that kid. You want to see a picture? I don't want to see a fucking picture. I'm trying to get us out of this situation. Mai bine o mașină pe țel cu noi. Spend time with your wife instead of some chill. La stânga așa. Altă mașină. Așa, acum pe aici. The feds don't fuck with the boss and get away with it. Get close to them. Tot sunt în zonă cu ante, de-aia ziceam că poate scap. Hai, du-te. Da, mă fac cum a claxonat ăla pe mine frumos. Înseamnă că sunt claxonabil, nu? Oh, ce glumă bună am putut face. Stai mă, cum naiba. Ok, și apoi stânga. Hai că la când mă pușesc. Iar vine milițar cu noi. Dă-te mă la o parte axometristă. Ok, să-l prindem pe ăla. Sau cumva l-au luat pe ăla, cumva? Sau cine bă trebuie să fac? Acum înțeleg de ce trebuie să mă uit la cinematicurile alea. Hai, da, urcă. Și așa și drept înainte. Cred că l-au luat. Sau nu știu. Că văd că e albastru și are și sirena în jurul lui. Ia mă, ăștia o să tragă în el sau? Aoleu, camionul! Bun, am scăpat de ăștia. Aici pe aici. Ce intră ăla cu motostifuitorul? O să-i sune și lui ăsta telefonul. Nico, they're all over us. We're ditching the cars. Hai că nu stau să fiu atent. Hai, David. Ah, când mă chinui la misiunea asta. Cred că am făcut episodul de 40 de minute, mă rog, ca sigur. Hai mă, nu s-o oprește la undeva, mai trebuie să-l fugăresc mult. S-a oprit, bun. Ia acum. Frankie, Nico, grab the stuff from the trunk and follow me. I got a van we could use. More fucking bacon, shit. I don't like using this thing. Bun, ne pușcăm cu milițienii acum. Acum, se urmăresc pe ăștia. Dă încă o gloanțe. Îmi dă, bun. Stai mă, armură cred că e acolo. Da, urcă. Nu pot să urc. Bă, că e ceva roșu, s-ar putea să fie armură. A, acum dă-o încolo. Aoleu, jandarmii nu-i bine. Și ceva? Ia luați de aici. O să bubuiem cu o mașină. Doamna e bine, moare. Ok, pe partea asta, deci. Mă duc după va... A, cred că trebuie să mă duc eu după aia și... Să vin să iau pe fraier, să înțeleg. Încotro fi... Deva pe strada asta, se pare... Polițiști văd că nu sunt. Dăm cu asta.
să mă duc după ei acum. Sau să scap de Wanted. A, trebuie să mă duc după ei, firar ei să fie. Poate mor ăștia și dau și fail. Fuck, trag ăștia. Hai, du-te, du-te. Da, urcați. Să plecăm de aici. Lose your wanted level. Hai că asta o pot face. Nu trebuie să găsesc unde la de spray, dar nu știu pe unde o fi. Ia să vedem pe hartă, pen spray, pen spray. De aici, drept în față, nu mai stau să întorc. Da, mergem la asta. Poc. Etena, ce vor ăștia să mă întorc acum? Bun, vibrează telefonul, cel mai probabil primesc mesaje din nou pe WhatsApp. Cum am pățit și pe live-ul de sâmbătă, de... nu de sâmbătă, de vineri, de aveam vreo 1000 și ceva de mesaje. Deci am, hai să trecem de 1000, 1500 îți trecem. Până la urmă, cred că pe la 2000 de mesaje pe WhatsApp. Am fost băgat în niște grupuri. Și cam aia a fost și... Bă, de pe aici. Nu. Ok. You've done good for me. There's been some fucked up shit going on, but you've been keeping cool. You're a good earner. Dar ce tu luci ca asta, GTA? Te duci cu o mașină, puși undeva, pur și simplu, vopsești și ai scăpat. Într-un fel, da, da. Hai, aici, la GTA 4 e mai bine realizat, că totuși nu trebuie să te vadă ăștia când ai intrat în, la vopsitorie. Că acolo, în San Andreas, o să ai toată armata lui Putin. Dacă ai intrat acolo, ai scăpat. Parcă am trecut mai devreme pe lângă biserica asta, nu? Bun, hai să-l duc și pe ăsta în locul lui. Gata și misiunea asta, bun. Huh, 12.000 de dolari. De nu mă fac eu, de nu mi-a refac eu acum armamentul tot. Bă, hai că eu închei acest episod, cred că așa. Ce m-a delit ăsta, Dumnezeu. Așa, bă, hai că eu închei acest episod. Sper că v-a plăcut. Vechea poveste, ce vă uitați așa ca proștii la mine. Dați câte un cap în gură, butonul de videoclip. E shift. Așa. Cum spuneam, dați câte un cap în gură, butonul de videoclip. Abonați-vă să deveniți și voi un tovarăș. Și cam atât. Până data viitoare, ce pot spune, ciao, les.